Administrația Porturilor Dunării Maritime, APDM Galați, a marcat finalizarea lucrărilor de modernizare la Dana 32 din Portul Docuri, o investiție în valoare de 5,7 milioane de euro realizată cu fonduri europene. Dana 32, aferentă silozului de cereale proiectat de Angel Salini, este una dintre veteranele transportului de mărfuri din Galați, însă perioada lungă de exploatare, lucrările preexistente au o vechime de aproape 100 de ani, a dus la o șubrezire și o instabilitate a cheului. La asta s-au adăugat capricile Dunării, uneori prea mică, făcând dificilă operarea navelor, alteori prea mare, amenințând cu inundarea portului. Proiectul de modernizare inițiat de APDM Galați a fost menit să readucă Dana 32 în secolul 21, să-i redea o nouă viață și să ofere condiții moderne de operare a navelor. Proiectul a devenit și mai important în condițiile în care războiul din Ucraina impune folosirea mai intensă a infrastructurii de transport de pe Dunărea Maritimă. Realizarea proiectului îl reprezintă un cheu vertical pentru acostare directă fără operațiuni suplimentare. În plus, știți foarte bine, în proximitatea Danei 32 este silozul de cereale Angel Salini, care beneficiază de altfel de o altă investiție în infrastructura feroviară, calea ferată cu ecartament larg, elemente care, pe lângă cheu cu acostare directă, cheu vertical și lucrarea de infrastructură feroviară modernizată, adaugă valoare în ceea ce privește atractivitatea portului Galați, situat pe rețeaua centrală transeuropeană de transport, pentru a fi inclusă pe rutele noi comerciale, având în vedere noul context geopolitic. Modernizarea cheului aferent Danei 32 a fost una de amploare, pornind de la structura de rezistență, platforma de operare și utilitățile oferite transportatorilor. Un mare avantaj al noii structuri din Portul Docuri va fi acela că navele maritime vor putea acosta direct la cheu, indiferent de nivelul Dunării. S-a realizat această dană de 70 de metri, care poate fi folosită pentru operare cu adâncime până la 6,5 metri, nave destul de mari, care pot încărca până la 10.000 de tone și prin care va crește operațiunile de transport cereale sau mărfuri vrac, cum spunem noi, pe zona asta. Va începe probabil în următorul foarte apropiat și modernizarea căii ferate după cheu, care va aduce și asta un plus de marfă care se poate descărca direct în navele care vor veni. Noile investiții deschid perspectiva ca portul Galați să joace un rol mai activ în cadrul coridoarelor solidarității, menite să faciliteze exporturile de cereale din Ucraina. În acest an s-ar dori dublarea cantității de mărfuri ucrainene tranzitate, ceea ce va duce și la creșterea rolului pe care porturile de la Dunăre îl vor juca în configurarea lanțurilor logistice.